Ziua, sunt Tatiana Andrieș și de câteva zile mă tot gândesc cum să fac ceva deosebit, frumos, ușor de lucrat în același timp, care să atragă privirea și să vă inspire să puteți lucra și dumneavoastră. Astfel mi-a venit ideea de a face o pereche de cercei, o brățară, într-un model deosebit. Nu cred că există acel model. Eu am experimentat în aceste zile diferite moduri de a le lucra și în ziua aceasta vreau să lucrez pentru dumneavoastră și sper să vă placă ceea ce eu vreau să vă arăt. În primul rând, vom avea nevoie de macrame. O bobină de macrame, eu folosesc macrame mercerizat, macrame bumbac 100%, numărul 5. Apoi vom avea nevoie de mărgeluțe. Mărgeluțele mele au un diametru de 5 mm, deci o jumătate de centimetru. Dumneavoastră puteți folosi orice culoare doriți de macrame și orice culoare doriți de mărgeluțe, doar să facă să fie în ton. Apoi vom avea nevoie de aceste suporturi, să le spun așa, pentru cercei, pentru că vom învăța să facem un model de cercei croșetați. Eu le-am găsit la un magazin chinezesc, nu știu dumneavoastră acasă unde puteți găsi. Din păcate, pentru brățară nu am găsit nimic care să mă poată ajuta, însă eu voi lucra modelul, iar dacă dumneavoastră acasă găsiți încheietoarea care să completeze lucrarea, o puteți folosi, le puteți folosi. Apoi vom avea nevoie de foarfece, care este necesar în toate lucrările noastre, de un ac prin care să treacă mărgeluța, apoi vom avea nevoie de două croșete. Eu voi folosi croșetul 0,75 pentru mărgeluță, iar pentru lucrarea normală voi folosi croșetul de 1,75. Fiind prezentate acestea, propun să lucrăm. Însă, croșetul este la alegerea dumneavoastră dacă îl veți folosi sau nu. Veți vedea de ce apoi. Și vom începe. Vom începe făcând pentru început primul ochi de lanț, ochiul de bază, ca în toate lucrările. Deci avem aici primul ochi de lanț. După care vom face un număr de alte 11 ochiuri. Deci va fi nevoie să avem un total de 12. Sunt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Când am ajuns aici, vom lua firul odată pe croșet și vom intra cu croșetul în cel de-al patrulea ochi de lanț. Deci vom intra aici, vom face un picioruș dublu, iar cu cele trei ochiuri de lanț de la început avem un număr de două piciorușe duble, după care vom continua. În următorul ochi de lanț vom face din nou două piciorușe duble.
corespondența acelui ochi de lanț. Avem 4. În următorul vom face din nou 2 piciorușe duble. În următorul ochi de lanț, alte 2 piciorușe duble și avem 8. În următorul ochi de lanț vom face alte 2 piciorușe duble și astfel vom avea un număr de 10 piciorușe duble. În acest moment voi face 2 ochiuri de lanț, voi lua din nou firul pe croșet și mă voi întoarce pe partea cealaltă și voi lucra alte 10 piciorușe duble, deci în corespondența fiecărui picioruș voi lucra 2 piciorușe duble. Deci avem 2, 4, 6, 8 și în ultimul ochi de lanț vom face ultimele 2 piciorușe duble. Deci vom avea din nou un total de 10 piciorușe duble. După aceasta, noi vom uni, după cum vedeți, am încheiat aici, am un fir, vom uni cu primul ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am lucrat. Vom uni cu fir alunecat, în felul acesta. După cum vedeți, are aspectul unei mici frunze. Acum, vom lucra din nou 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voi lua din nou firul pe croșet și voi intra din nou în corespondența celui de-al patrulea picioruș, voi lucra un picioruș dublu, după care voi trece la următorul ochi de lanț. Și exact ca și partea cealaltă, voi lucra în corespondența fiecărui ochi de lanț 2 piciorușe duble, până când voi obține 10 piciorușe duble. Avem 6, 10. Din nou voi face 2 ochiuri de lanț și voi trece pe partea cealaltă pentru a face celelalte 10 piciorușe duble. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț, vom dubla.
doctorul? Și ultimele două, acum vom avea 10 piciorușe duble. În acest moment, din nou, vom uni între ele cele două părți. Deci, voi lua primul pe croșet, voi trece prin primul ochi de lanț, din primul picioruș de la începutul acestui rând. Voi face din nou fir alunecat, iar în acest moment voi intra cu croșetul în prima frunză. Deci vom pune în felul acesta, în formă de 8, vom pune frunzele. Vom intra cu croșetul în prima frunză pentru a-i, și o vom prinde și pe ea pentru a-i da stabilitate. Vom face un picioruș alunecat. Acum voi face un ochi de lanț. Voi intra în primul picioruș din frunză, pentru că este o frunză aceasta, și voi face un fir alunecat, un ochi de lanț, voi intra în următorul picioruș, voi face fir alunecat, un ochi de lanț, din nou fir alunecat, un ochi de lanț, fir alunecat. În felul acesta vom crea o margine, o bordură, să-i spunem, o bordură un pic mai delicată, un pic mai aspectuoasă. Va da un aspect mult, mult mai frumos lucrării noastre. Și vom lucra astfel până când vom ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț. Uitați-vă ce frumos se prezintă această margine. Când am ajuns în corespondența acestor două ochiuri de lanț, vom face în interiorul acestuia două piciorușe scurte, două ochiuri de lanț și alte două piciorușe scurte. Acum vom continua. Voi face un ochi de lanț și voi intra în corespondența următorului picioruș, voi face fir alunecat și voi lucra în felul acesta toate aceste piciorușe. Veți vedea cât de simplu este și cum va avea un aspect foarte frumos. Mie de obicei îmi plac lucrurile foarte simple, lucrurile în general pentru mine, ceea ce cumpăr, lucrurile simple, micuțe, delicate. De aceea m-am gândit foarte mult la acest model și
Mi-am imaginat că ar putea fi o pereche de cercei foarte frumoși, la vedere, foarte aspectuoși, delicați și nu prea mari în același timp. Nu vor fi prea greoi la purtat. Eu mă gândesc că ar fi și pe placul dumneavoastră, însă, dacă doriți, puteți face o frunză în plus și astfel cerceii vor fi un pic mai lungi. După cum vedeți, am ajuns din nou în corespondența celeilalte frunze, deci prima frunză pe care am realizat-o. Voi intra din nou aici cu fir alunecat și le vom uni între ele. Voi face un ochi de lanț. Voi intra din nou, exact ca și în celelalte piciorușe, făcând picioruș, fir alunecat, ochi de lanț, fir alunecat, un ochi de lanț, fir alunecat, un ochi de lanț. Fir alunecat, un ochi de lanț, fir alunecat, un ochi de lanț, fir alunecat. Iar acum am ajuns din nou în corespondența celor două piciorușe scurte. Aici voi face un picioruș scurt, îl voi face pe cel de-al doilea, după care voi pune suportul pentru cercel, cel care va intra în ureche. După cum vedeți, îl voi prinde cu croșetul și voi continua să lucrez două piciorușe scurte în corespondența celor două ochiuri de lanț. Deci, și voi trece și prin suportul pentru cercei. Unu, și cel de-al doilea, picioruș scurt. În felul acesta, uitați-vă că am creat agățătoarea. Așa. Apoi voi continua. Un ochi de lanț, un picioruș fir alunecat, un ochi de lanț, din nou fir alunecat, un ochi de lanț, din nou fir alunecat, ochi de lanț, 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 fir alunecat. Astfel până când vom ajunge aici în mijlocul cercelului, unde am unit cele două frunze. Acum, așa cum vă spuneam, dacă doriți, puteți atașa mărgeluța cu croșetul. În ce fel se poate face? Doamnele care au lucrat cu mărgeluțe știu deja modalitatea. Voi pune mărgeluțele aici. E și una mai mare, o voi da deoparte. Și voi lua pe croșetul, așa cum vă spuneam, de 0,75, după cum vedeți din nou, îl voi introduce în mărgeluță și efectiv voi trage firul prin interiorul acesteia.
Voi lua din nou croșetul mai mare. După cum vedeți. Acum ce voi face? Voi ține bine mărgeluța și voi intra pentru a da stabilitate mărgeluței noastre. Deci voi face un picioruș alunecat. Felul acesta i-am dat stabilitate aici pe mijloc. După care, din nou, voi trage un pic firul, îl voi scoate pe dosul cercelului. Aici va fi un pic de migală, însă eu cred că merită. Cel puțin așa consider eu că merită. Și acum voi încheia lucrarea. Deci nimic mai simplu. Nimic mai simplu de atât. Uitați-vă cât de aspectos este. Voi scurta firul. Voi închide aici lucrarea. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să atașați mai multe mărgeluțe, însă eu consider că așa simplu este mult mai atrăgător. Când este ceva prea încărcat, nu știu eu, fiecare după plăcere, fiecare după modul în care dorește să poarte, să lucreze. Voi ascunde și acest alt fir de la începutul lucrului, după cum vedeți. Apoi le voi scurta. După ce le-am ascuns, le voi scurta. Și uitați-vă, apoi cât de simplu și de frumos este. Eu cred că v-ar plăcea o asemenea pereche de cercei. De aceea vă spuneam că puteți lucra în orice culoare doriți, că puteți atașa, dacă doriți, mai multe mărgeluțe. Însă eu, după părerea mea, consider că una este suficientă. Ar fi prea încărcat. Mă repet din nou, vă rog să mă scuzați că am acest obicei de a repeta anumite cuvinte. Însă vreau de multe ori să mă fac înțeleasă de către dumneavoastră, de aceea și vorbesc uneori mai mult. Acel cercel l-am încheiat cu croșetul. Am pus mărgeluța cu croșetul. Pe acestălalt vă arăt cum îl voi pune cu acul. Deci am trecut cu firul. Voi lua mărgeluța. De aceea vă spuneam că croșetul de 0,75 este la alegerea dumneavoastră, dacă doriți să-l folosiți foarte bine. Dacă nu, puteți coase mărgeluța cu acul și o veți fixa și pe ea aici, în mijloc, exact ca celălalt cerceluș. Vedeți? Foarte simplu. Aici vom întări, vom da stabilitate firului.
Dacă auziți un pic de zgomote ciudate, să știți că este bătrâna mea care încă doarme și mai are obiceiul să facă urât în somn. Se aude până la mine, dar, mă rog, este bătrână, 91 de ani aproape, e mult. Acum voi scurta firul și aici și uitați-vă ce am reușit să realizăm. Această frumoasă pereche de cercei. Eu sper să vă placă, să fie pe placul dumneavoastră. În același mod, putem lucra și brățară. Bineînțeles, așa cum v-am spus, eu nu am accesoriile necesare. Însă vom începe. Vă voi arăta modul în care putem lucra. Exact ca și aici, la început, voi face primul ochi de lanț de început și vom lucra exact în același mod, doar că vom face frunze în funcție de grosimea mânuței pe care dorim să punem brățărușa. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acum voi lua odată firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi, 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Și voi face un picioruș dublu. Deci, efectiv, voi repeta ceea ce am lucrat deja pentru cercei. Și vom continua în următorul ochi de lanț cu două piciorușe duble. Alte două. Deci va fi un total de 10 piciorușe duble. Eu sper să se vadă. Am pișcat un țânțar, cred. Avem 6. Acum voi face două ochiuri de lanț și voi continua pe partea cealaltă lucrând 10. M-a pișcat un țânțar, vă rog să mă scuzați, mă deranjează teribil. Lucrând 10 piciorușe duble de partea cealaltă. Avem 2, 4, 8, 8 și ultimele două în ultimul ochi de lanț, care de fapt este primul, cel cu care am inițiat lucrul.
și 10. Acum, aici, vom face două ochiuri de lanț. 1, 2. Și vom închide în primul ochi de lanț, din primul picioruș, de la începutul acestui rând. Și ce vom face? Vom face un ochi de lanț și vom lucra exact mărginuța care am făcut-o la cerceluș. Un fir alunecat, un ochi de lanț, un fir alunecat, un ochi de lanț. Vom intra în următorul picioruș, vom face un fir alunecat, un ochi de lanț, un fir alunecat, un ochi de lanț, un fir alunecat, ochi de lanț, fir alunecat, ochi de lanț, fir alunecat. Vom face astfel până când vom ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț. Ultimul fir alunecat. În interiorul acestor două ochiuri de lanț vom lucra 1 și cel de-al doilea picioruș scurt și va rămâne atât. De aici vom pleca cu următoarea frunză. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Și din nou vom repeta aceeași istorie. Deci voi lua firul pe croșet, voi face 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea ochi de lanț, voi face un picioruș dublu, deci avem deja două piciorușe duble și vom continua până la numărul 10. Deci în corespondența altor patru ochiuri de lanț vom lucra piciorușe duble, două piciorușe duble. 4, este un cald teribil aici, o umiditate, 6, 10. Acum din nou voi face două ochiuri de lanț, după care mă voi deplasa în următoarele piciorușe și voi face cele 10 piciorușe. 10 piciorușe duble. Și vă voi arăta cum vom închide și aici și apoi vom continua singure. Eu cred că veți îndrăgi acest model și, după părerea mea, cred că încă nimeni nu s-a gândit la un model așa. Spun eu, n-am văzut încă. Cum v-am spus, eu am făcut încercările mele, probele mele și pentru a vedea modul în care reușesc să le lucrez,
Am ajuns la concluzia că merită. Deci aici ultimile două ochiuri le-am realizat deja. După care voi intra din nou cu croșetul în ultimul picioruș din primul ochi și voi închide felul acesta. Acum din nou voi repeta doar pe această parte aceeași poveste. Deci un ochi de lanț, picioruș alunecat. Acum voi fi atentă aici și voi uni între ele cele două frunze în momentul în care voi ajunge la destinație, să spunem așa. Deci aici am făcut deja un ochi de lanț. Voi intra în cealaltă frunză, voi face un fir alunecat și voi intra în picioruș și voi face un alt fir alunecat. Astfel voi da stabilitate frunzelor între ele. Un ochi de lanț, un picioruș alunecat, un ochi de lanț, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș alunecat. De lanț, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș alunecat și am ajuns din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț, după cum vedeți. În felul acesta, aici nu vă preocupați că va veni cu sută mărgeluță. Și din nou vom continua. 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu nu voi face brățara întreagă pentru că deja am pregătit partea principală. Vă voi arăta doar modul în care vom face cealaltă parte a bordurii. Aici voi face doar trei frunzulițe, care apoi vă voi arăta că vor putea și ele deveni o pereche de cercei dacă doriți să fie mai lungi. Deci în același mod. Deci am deja două ochiuri de lanț, două. Ultimele două, 2. Voi face două ochiuri de lanț, după care voi intra în următoarele piciorușe și voi face cele 10 piciorușe duble, așa cum v-ați obișnuit deja.
lucru? Sei. Iar acum voi uni nu aici jos, în primul ochi de la bază, ci sus, în ultimul ochi, voi uni cu fir alunecat. Voi face un ochi de lanț, din nou fir alunecat, vom fi atente să dăm stabilitate frunzei celeilalte cu fir alunecat, un ochi de lanț, din nou fir alunecat. Ochi de lanț, fir alunecat, 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 ochi de lanț, fir alunecat. Și am ajuns din nou în corespondența celor două piciorușe, celor două ochiuri de lanț. Acum, dumneavoastră, veți continua lungimea de care aveți nevoie. Vedeți? Eu am făcut aici în mod demonstrativ. Și aici, tot în mod demonstrativ. Veți măsura cât este nevoie și veți face frunzulițe atât cât considerați că este necesar pentru mânuța pentru care lucrați. Eu aici am lucrat 2, 4, 6, 7. Pentru mânuța mea ar fi nevoie, mâna mea, nu mânuța, doamne, ar fi nevoie de 2, 4, 6, de 8. Așa. Însă, eu vreau să vă arăt modul în care puteți termina. După ce ați lucrat numărul de frunze necesare, la ultima frunză veți intra în corespondența celor două ochiuri de lanț și veți face două piciorușe scurte, două ochiuri de lanț și alte două piciorușe scurte. Unu și cel de-al doilea. După care, așa cum știți, modelul pe margine, bordura, l-am făcut doar pe o parte. Vom continua pe partea cealaltă. Voi face un ochi de lanț, un picioruș alunecat, un ochi de lanț, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș alunecat, ochi de lanț, picioruș alunecat. În felul acesta vom continua până când vom ajunge în vârful ultimei petale, dar care în același timp e prima pe care am lucrat-o. Nu uitați, în momentul în care ajungem în direcția frunzei următoare, să atașăm frunzele între ele cu fir alunecat. Astfel le vom da stabilitate. Și voi face aici fir alunecat. Așa, voi face un nou ochi de lanț și
și voi continua cu fir alunecat. În felul acesta. Acum eu voi lăsa aici lucrul, pentru că deja ați văzut modul în care se lucrează, da? Voi lăsa deoparte, nu vreau să prelungesc prea mult acest tutorial. După cum vedeți, aceasta este ceea ce am obținut. În momentul în care aveți accesoriile necesare, în corespondența acestor două ochiuri de lanț, veți pune o parte a încheietorii brățarei, o veți coase cu acul, iar în cealaltă parte veți coase cealaltă parte, astfel încât să puteți închide. Aici am firele care le-am ascuns, acum le voi scurta și voi începe să atașez mărgeluțele. Deci am pus așa, acul meu cu ață, aici, deja pregătit, firul cu ață verde. Voi face un nod și în dreptul fiecărui loc unde am îmbinat frunzele, vom coase o mărgeluță. Dacă nu doriți să o puneți cu croșetul, pentru că este un pic mai dificil, o vom coase cu acul. De aceea eu v-am arătat amândouă opțiunile, ceea ce aveți de făcut, însă eu prefer acul. Voi lua mărgeluța și mi-o voi coase. Eu așa am gândit, așa am considerat. Voi face în felul acesta. Vedeți? Voi fixa mărgeluța aici. După care, veți vedea, nu este nevoie să tăiem de fiecare dată firul. Am pus o mărgeluță, ne vom deplasa frumușel cu firul din spatele lucrului, înspre partea cealaltă de mijloc, partea următoare, după cum vedeți, fiind aceeași culoare, nu are importanță cât de des lucrăm. Important este să nu se vadă pe față cusăturile. Am ajuns în direcția următoarei frunze. Voi pune și aici o nouă mărgeluță. Felul acesta voi continua până când voi termina de cusut mărgeluțele pentru brățară. Vom coase singure. De acum, vedeți ce aspect frumos are? Vom coase singure și ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la ultima mărgeluță. Acum voi ascunde firul. Din nou, l-am ascuns deja un pic. Voi face din nou un mic pasaj, o mică trecere. Voi scurta firul. Apoi și eu spun că de moment ce ați învățat deja primii pași, veți lucra foarte ușor acest model. Așa cum vă spuneam, nu am avut accesoriile necesare. Brățara mea va rămâne în felul acesta. Uitați-vă, acesta este un frumos set pe care îl puteți realiza, cercei și brățară. Mai am câteva idei, câteva
găsite de ale mele, câteva invenții de ale mele pe care vi le voi arăta în zilele următoare. Mâine va fi sărbătoare, mâine voi posta pe YouTube și vă voi prezenta ceea ce am lucrat. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o seară frumoasă, mâine. Un călduros la mulți ani tuturor celor care se numesc Petru, Pavel, Petronella, toate numele derivate, și vă aștept pe canalul meu de YouTube. Aștept comentarii de la dumneavoastră, aștept like-uri și în speranța că vă place ceea ce v-am prezentat. Eu vreau să vă urez o după-amiază frumoasă, o seară frumoasă, noapte binecuvântată și ne vom reîntâlni la un nou tutorial. La revedere!